Manifestările dedicate Unirii Principatelor au continuat la Colegiul Național Traian, începute încă de săptămâna trecută. Acestea au culminat duminică de Ziua Micii Uniri, când a avut loc o sesiune online de referate și un concurs ce a avut ca temă momentul de la 24 ianuarie 1859. De asemenea, cu ocazia acestui eveniment, elevii traianiști au creat momente artistice emoționante de muzică și poezie. Azi ne strângem și la nuntă și la botez cu tricolorul. Trei culori și o singură iubire românească. Trei culori și o singură vorbire românească. Trei culori și o singură credință românească. Elevii Colegiului Național Traian au marcat duminică 24 ianuarie Unirea Principatelor printr-un eveniment ce s-a desfășurat în spațiul virtual, întrucât școlile sunt închise din cauza pandemiei. Traianiștii nu au dorit să rateze această sărbătoare, așa că au avut o abordare nouă anul acesta. Au gândit o sesiune online de referate și un concurs ce a avut ca temă Unirea Principatelor. De asemenea, au realizat momente artistice emoționante de muzică și poezie. Hai să dăm o mână cu mână cei cu inima română, să vârtim ora frăției pe pământul României. Manifestările dedicate Unirii Principatelor au debutat săptămâna trecută și au inclus și o expoziție de lucrări plastice.